Foarte mulți au fost supărați pe interzicerea înotului în piscinele acoperite ce sunt prin toată țara, dar de câteva zile sportivii profesioniști au voie să se antreneze pentru competiții în bazinele olimpice. Floriana este legătură directă cu noi, o are pe Camelia Potec la cadru, în măsură știți foarte bine să vorbească despre acest lucru. Bună dimineața, Floriana, ce vești ai? Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața, Dani, așa este, lângă mine se află Camelia Potec și vorbim astăzi despre noile condiții în care sportivii de performanță se pot antrena în bazine. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața, Răzvan și Dani! Au fost foarte multe discuții în ultima vreme, până la urmă ați ajuns la un numitor comun. Da, așa este. A fost o perioadă dificilă pentru noi toți și consider și declar în continuare faptul că sportul este unul dintre cele mai afectate domenii. Acum, bineînțeles că nu trebuie să uităm de ce am stat cu toții în casă, de ce am urmat instrucțiunile autorităților foarte, foarte, să zic, îndeaproape. Pentru că ne-am dorit să rămânem sănătoși, să fim bine, cei dragi nouă să fie și ei bine, ca să putem la un moment dat să recuperăm ceea ce am pierdut în ultima perioadă stând acasă, din punct de vedere profesional. Acum, bineînțeles, de ieri avem voie să intrăm în bazin, să folosim piscinele, dar condițiile nu sunt deloc ușoare, dar bineînțeles că trebuie respectate. Scuze-mă că te întreb, hai să vorbim puțin despre ele. Care sunt ele? Păi, în primul rând, sunt destul de multe până la intrarea în bazin. Ca în orice clădire, pentru că vorbim și de bazine acoperite și de bazine descoperite, trebuie să respectăm tot ce înseamnă aceste condiții. De distanțare socială, la recepție, de dezinfectanți, de măști, și apropo, eu am masca aici, dar am tras la sorți care să rămână cu masca să ne putem auzi. De măști, de spălat pe mâini, de dezinfectat locația și așa mai departe, dar și la fel și în bazinele exterioare, dar sportivii trebuie să poarte măști până ajung pe margine, adică până ajung lângă bazin, cât se încălzesc pe uscat, iar în momentul în care intră în apă, bineînțeles că își vor scoate masca, dar antrenorii și staful tehnic pe margine vor rămâne cu măști. Acum, una dintre condițiile care, bineînțeles, nu ne-a plăcut, dar trebuie respectată, este aceea că doar un singur sportiv are voie să înoate pe culoar. Observați că aceste culoare au 2 metri sau 2 metri și jumătate lățime. Și vă dați seama, de la un bazin plin care aducea în aceeași oră undeva la 200 de copii, acum pentru un bazin olimpic de 50 de metri cu 10 culoare vom vedea în bazine doar câte 10 copii. Și probabil că vă întrebați de ce nu vedem sportivi în bazin, având în vedere că noi am aflat sâmbătă că de ieri, de pe 1 iunie, putem intra în bazin. Bineînțeles că nimeni nu a fost pregătit, nimeni nu a avut sau unele bazine nu au avut apă, iar cele care au avut apă, ca cele pe care le vedeți în spatele meu și ați văzut în bazinul exterior, nu au avut apă încălzită. Vremea nu ne ajută foarte mult, durează cel puțin 3 zile până încălzim apa la o temperatură care să fie bună pentru sportivii de performanță și sperăm undeva de miercuri, joi, poate chiar vineri, să vedem și sportivii noștri la antrenamente. Camelia, îți mulțumesc mult de tot pentru aceste informații. Răzvan, Dani, deocamdată atât de aici, mă întorc la voi.